S-a spus de multe ori în această zi că suntem în ultima duminică a anului 2013. Și nu e rău că s-a spus de multe ori, pentru că o astfel de duminică ar trebui să ne marcheze oarecum pe fiecare dintre noi. Să ne gândim la viața aceasta care e. Scurtă. Atenție. Scurtă. Mai ieri vorbeau doi oameni și vorbeau despre faptul că viața e scurtă. Și ziceau: Ei putem să ne ducem oricând. Și unul dintre ei a zis așa. Zice. I-a zis celuilalt, tu dacă pleci, cel puțin în urma ta rămâne ceva. Și mi-am pus întrebarea, oare aceasta de succes vieții? Ce rămâne în urmă? Sau altceva? Față în față cu acest capăt de an, M-am uitat pe planul meu de citire al Bibliei și știți ce îmi spunea planul acesta? A 363-a zi din an. Mai sunt două. M-am gândit zilele acestea că tare bine ne-ar prinde nouă un instrument de măsurare al timpului, nu ca ăsta. Ăsta se învârte și se învârte și se învârte până îl lasă bateriile. Erau pe vremuri ca instrumente de măsurare a timpului clepsidrele. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră știți cum sunt clepsidrele. Două vase suprapuse care comunicau între ele printr-un canal foarte subțire unul dintre vase, cel de deasupra, se umplea cu nisip și era o durată de timp în care nisipul se scurgea în vasul de deasupra. Și ce era interesant la clepsidra aceasta, puteai să vezi cât a mai rămas. Mi-am zis, Doamne, ce bine ne-ar prinde o clepsidră a vieții, cu durata vieții. Știți unde mi-ar plăcea să-mi opun? La ușa casei mele. Și ori de câte ori vin acasă să văd cât a mai rămas și ori de câte ori plec să văd cât a mai rămas. Cred că acea clepsidră m-ar învăța să trăiesc cu înțelepciune viața. Dar n-am clepsidra vieții și nu aveți nici dumneavoastră. Omul lui Dumnezeu Moise însă făcea o rugăciune deșteaptă. Și zicea, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Frați și surori, iubiți prieteni prezența astăzi aici, niciunul dintre noi nu știm cât a rămas. Dar vă asigur de un lucru, n-a rămas mult. Pentru niciunul dintre noi s-ar putea unii mai tineri să se uite și să zică, da, fratele, luai dreptate. La dumneata n-a rămas mult, da, la mine este. Nu fi așa de sigur. N-a rămas mult niciunui dintre noi. Și de aceea este foarte important ce facem cu viața. Foarte important. În ceea ce mă privește, aș vrea să-mi o trăiesc în așa fel încât la capăt aș vrea să zic, ca și fratele Dugulescu, aș vrea să fiu acel argat căruia să-i zică Domnul, o vină, o slugă bună. Adică să trăim în așa fel încât la capăt să vedem brațele deschise ale Domnului, care va zice, bine, rob bun și credincios. Ne cheamă Scriptura să trăim cu înțelepciune. Și astăzi aș vrea să ne punem întrebarea fiecare dintre noi, ce facem cu viața noastră? Cum o trăim? În ce o investim? O investim în lucruri trecătoare, care se duc odată cu învârtirea acelor de ceasornic? Sau o investim în lucruri care durează? Ce înseamnă viață de succes? Ce înseamnă să-ți trăiești viața în așa fel încât ea să conteze? Și atenție, să conteze în fața celui în care, în fața căruia merită să conteze. Că dacă viața mea contează doar în, în fața celui care se duce mai repede decât mine de pe acest pământ, n-am făcut mare lucru. Dar dacă viața mea va conta înaintea celui ce este veșnic, atunci va fi ferice de mine. Înțelegem în această zi, frații și surori, trebuie să învățăm și vrem să ne uităm în cuvântul Domnului, să vedem astăzi cum putem să ne trăim viața în așa fel încât ea să conteze înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât Domnul să se bucure de viața noastră. Oamenii măsoară succesul vieții în diferite feluri aici, pe pământ. Unii zic că o viață de succes este viața în care pot să fii folositor societății. Și e un lucru frumos. Noi suntem chemați să fim. So folositori societății. Dar oare numai aceasta înseamnă o viață de succes? Unii vor spune că o viață de succes este aceea în care ești ocupat tot timpul, ești prins în tot felul de activități și uh, îți trăiești viața din plin, făcând una și făcând alta. Da, e important să fim ocupați în viață. Dar oare asta este tot? ceea ce dă semnificație vieții noastre? Unii cred că viața e de succes dacă o trăiesc mână în mână cu aventura. Știți că sunt oameni care caută aventura cu orice preț. Le place adrenalina și vor cu orice preț să facă lucruri, să se aventureze în tot felul de chestiuni în viața aceasta. Și atunci li se pare că viața contează. Sunt alții care consideră că o viață de succes este viața aceea în care ai relații foarte bune cu cei din jur. Asta e foarte bine. Dar oare asta să fie tot? Tot ceea ce dă semnificație vieții? Alții cred că viața are semnificație și o trăiești în așa fel încât să conteze dacă te asiguri că ești fericit în ea. Citeam tocmai astăzi în buletinul duminical, dacă îmi sar ochii din nou pe asta, ar fi e, extraordinar de bine. Dar cineva spunea așa, omul spiritual vrea mai degrabă să fie sfânt decât fericit. Așa zicea Toțer. Dragii mei, între personajele sărbătorilor noastre stau două personaje despre care se vorbește parcă mai puțin. Cel puțin aici, în biserica noastră, din câte mă amintesc, s-a vorbit mai puțin. Alte biserici citesc cu ocazia anului nou acest text, dar noi la anul nou avem o predică program pentru anul care ne stă înainte și este mai puțin citit acest pasaj, dar sunt două personaje legate de sărbători: Simeon și Ana. Oameni care se aflau spre capătul vieții, oameni care conștientizau că ei sunt spre capătul vieții. Știți ce a considerat Simeon că dă semnificație vieții lui? Nu spune scriptura cât a trăit Simeon. A fost un om. Care avea o vârstă și aștepta să vadă mântuirea lui Israel. Știți ce a considerat Simeon că îi dă semnificație vieții lui? Să-l vadă pe Hristos și să-l țină în brațe. Și am zis, uitându-mă la Simeon, Doamne, ce învățătură plină de înțelepciune. Până la urma urmei, ceea ce dă semnificație vieții noastre este să-L apuci pe Hristos și să-L ții în viața ta. Știți ce a zis Simeon când l-a ținut în brațe pe Hristos? A zis, Doamne, slobozește acum în pace pe robul tău, pentru că mi-am împlinit scopul, scopul suprem al vieții. Acum l-am împlinit, l-am văzut împlinit. Înțelegi în această zi, dragă frate, dragă soră, drag prieten, înțelegi lecția lui Simion, ceea ce dă semnificație vieții, ceea ce contează cu adevărat în viață, este să-L apuci pe Hristos și să te asiguri că ții aproape de tine. Mă întreb, oare Doamne, acum, când suntem la 363-a zi a anului 2013, oare mai sunt aici oameni care încă nu te-au luat în brațe, care nu te țin aproape de inima lor? Dacă mai sunt, zic, Doamne, îndurăte te și trezește-i. Însă aș vrea, în momentele următoare, să ne uităm la cel de-al doilea personaj cu precădere, astăzi. Aș vrea să ne uităm la Ana. O femeie despre care Scriptura spune că era foarte înaintată în vârstă și apoi ne spune că avea 84 de ani. Foarte înaintată în vârstă, 84 de ani. Nu știu cine se uita la Ana de altă dată, dacă cineva a considerat-o o femeie de succes. Știți că astăzi se iau interviuri la femei de succes. Imaginez ce ar însemna un interviu luat Anei, acestei femei înaintate în vârstă de la templu, să meargă reporterul la ea și să-i zică Bună ziua! Aveți o vârstă frumoasă, că așa se zice astăzi, nu se zice foarte înaintată în vârstă. Aveți o vârstă frumoasă. Probabil că ați avut o viață interesantă. Și cu microfonul în mână, reporterul i-ar zice, spuneți-ne cam ce ați făcut în viața dumneavoastră. Și Ana a plecat bine de spate, de greutatea celor 84 de ani, poate că ar fi răspuns așa. M-am căsătorit de vreme, așa cum se căsătoreau și se căsătoresc fetele evreice. M-am căsătorit încă din adolescență. Și am trăit numai șapte ani lângă bărbatul meu. N-am avut copii. Apoi el a murit. Și reporterul și, ce ați făcut după aceea, doamne? Ce ați făcut după aceea? După aceea, l-am slujit pe Domnul. M-am rugat, am postit, Dumnezeu îmi mai dădea mesaje de prorocie de la el și, doamna Ana, asta va fost viața? asta e tot? Da. Oare să aibă semnificație o astfel de viață? Versetul 37 din textul care a fost citit spune așa: Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți aici, Lăsăm lecția lui Simeon, nu o uităm, o lăsăm, ne uităm la Ana. Și aș vrea să mă îngăduiți să vă spun acum, în ultima duminică a anului 2013, că viața are semnificație și contează atunci când îl slujești pe Domnul. Atunci lăsați-mă să zic eu, amin. Da, viața are semnificație când îl slujești pe Domnul. Cineva s-ar putea să creadă că asta e o viață risipită. Cum adică? Să nu te îndepărtezi de Templu, să te rogi, să postești, mai primești mesaje de la Domnul, le mai spui la unul și la altul. S-ar putea unii să creadă, că asta e viața, asta e plictiseală, cei ce caută aventura vor zice, oh, asta e plictisitor. Alții care vor relații multe să zică: A pe pe cine cunoaște Ana? Doar ea cu domnul și uh, mai câțiva care sunt pe acolo pe la templu și care, ca și ea, cred. Uh, alții s-ar putea să fi zis: O, oh, Ana, în loc să-și ocupe timpul cu lucruri folositoare societății, ia tot cu postul și cu rugăciunea. Să stai, probabil, peste 60 de ani sau 60 de ani sau aproape 60 de ani să-i stai în templu. Să-i stai în rugăciune, să-i stai în cuvânt. Nu ne spune scriptura că ea ar fi locuit la Templu. Spune, nu se depărta de Templu. Însă vreau să vă spun, atât Ana cât și Simeon sunt două personaje foarte importante. Știți, dumneavoastră, conform legii, trebuiau să fie doi martori pentru a fi un fapt întemeiat și socotit, juridic întemeiat. Trebuiau doi martori și uitați-vă, Dumnezeu ia ca martor la nașterea lui Hristos pe Simeon și pe Ana. Doamne, de ce pe ei? Nu s-ar fi simțit oare onorat, nu știu care cărturar sau nu știu care fariseu al vremii, de ce pe ăștia doi ei, Doamne, martori ai nașterii lui Hristos? Pentru că oamenii aceștia au știut ce e cu adevărat important în viață. Unul a știut foarte bine că scopul central al vieții lui trebuie să-l fie, să-l apuce pe Hristos și să-l țină la pieptul lui și al doilea a știut că trebuie să-l slujească pe Dumnezeu cu tot ce este în el, în ea mai precis. Și acum, dragii mei, câteva lucruri. Vorbim despre slujirea lui Dumnezeu care dă semnificație vieții noastre. Și aș vrea câteva lucruri să subliniez astăzi cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră. Aș vrea să încep prin a spune slujirea lui Dumnezeu este tot ce contează cu adevărat. Tot ce contează cu adevărat. Vedeți, pentru farisei și pentru cărturari, știți ce era cu adevărat important în viață? Obligațiile religioase. Ăștia puteau să stea să se bată cu pumnul în piept și să zică am respectat legea. Și pentru ei tot ceea ce conta cu adevărat era să Citească legea, să o respecte, religia era cea mai importantă pentru ei. Oameni care slujeau religiei. Oameni pentru care religia dădea semnificație vieții. Apoi, gândiți-vă la saducheii vremii, că vorbeam de farisei, de cărturari. Saducheii, ăștia nu credeau în înviere. Știți ce era cel mai important pentru ei? Să aibă influență politică în lumea vremii. Pentru că ziceau ei și așa, după moarte nu mai este înviere, prin urmare aici trebuie să-l știm să tragem bine sforile. Și pentru ei tot ceea ce conta și dădea semnificație vieții era să aibă influență în societate. Comercianții de la templu, vânzătorii aceia pe care mai târziu Domnul îi scoate afară din templu, știți ce considerau ei că dă semnificație vieții? Câștigul. Ce pot ei să câștige în fiecare zi? Asta credeau că dă semnificație vieții. Și vine Ana, femeia care contează pentru Dumnezeu. Și femeia aceasta ne arată că lucrul cel mai important, cel mai important lucru pentru un om în viață este să-l slujească pe Dumnezeu, să-l aștepte pe Domnul și să vadă mântuirea pregătită de Domnul. Suntem la capăt de an, ne vom măsura ceasurile se apropie trecerea în anul următor, nu știu cum vom păși în anul viitor, nu știm ce ne aduce anul care vine, nu știm niciodată. Mie anul acesta mi-a adus două decese în familie, s-a dus și mama și tata. Un an amar. Nu știm ce e 2014, nu știm niciodată. Nu știi ce ți-aduce 2014 ție și sănătății tale, dar eu știu un lucru pe care îl proclam cu Biblia ridicată în sus, ca mărturie. Dacă este ceva care contează în viață, contează să-l slujim pe Domnul. Vă chem cu toată dragostea, frați și surori. Nu e doar o altă predică, nu e predică, nu o să cotiți predică. Nu e doar încă un predicator ca să umplem serviciu până la 12. Este, dacă vreți, strigarea disperată a celui pe care Dumnezeu l-a pus pentru o vreme în fruntea acestei biserici, să vă chem pe toți și să zic, frați și surori, veniți să-l slujim pe Domnul. Amen. Asta e tot ce contează în viața aceasta. Se duce mult mai repede decât credem noi. Și dacă ne punem întrebarea, mă gândesc la discuția de ieri, ce rămâne după noi de rămâne în urmă scris ca despre Ana, de rămâne scris după noi în scrisurile dumnezeiești, omul acesta l-a slujit pe Dumnezeu, asta e tot ce contează. Viața se duce așa de repede, ascultați-mă, sunt mulți tineri în biserica aceasta, nu foarte mulți prezenți astăzi, dar îl binecuvântez pe Domnul pentru cei care sunt astăzi prezenți și pentru cei ce nu sunt prezenți, poate sunt plecați în alte părți. Dar vreau să vă spun, nimic nu e mai nesigur ca viața. Nimic. Ne ducem așa de repede cum se scurge apa printre degete, așa se scurge viața. Și câteodată trăim cu iluzia că noi durăm, noi o ducem, noi mai avem. Ne ducem mai repede decât credem, și de aceea vă chem să facem ceea ce contează cu adevărat. Și ceea ce contează cu adevărat, contează să-l slujim pe Domnul. Și aș vrea să mai spun ceva. Slujirea lui Dumnezeu este posibilă oricărui om. Da? Că s-ar putea să fie unii care stau și zic, oh, pe Domnul slujește fratele Nelu Filip, fratele Eusebiu, fratele Hriscu, fratele Sandu, fratele Ovidiu, fratele Romică, ăștia îl slujește pe Domnul sau oia care sunt în cor. Nu, no, nu, no, nu. No. Slujirea lui Dumnezeu este posibilă oricărui om. Mă uit la Ana. Sluja pe Domnul. Știți ce însemna? Întâi, lăsați-vă să vă spun, întâi Ana era femeie. Veți zice, frate, ce descoperire mare ne-ai zis acum. Ana era femeie, dar când zic că Ana era femeie, mă gândesc la condiția femeii în vremea aceea. Știți dumneavoastră că femeile nici n-aveau voie să intre în templu, acolo unde intrau bărbații, era așa numită curte a femeilor unde trebuiau să se oprească ele. Ele nu puteau să se ducă prea departe. Era o perioadă discriminatorie pentru femei. Și totuși Scriptura spune, Ana îl sluja pe Domnul. Știți ce înseamnă asta? Că slujirea lui Dumnezeu nu e numai de aici. E cineva care pe aici se mai ține legat de biserica asta, foarte supărat pe mine, mai umple internetul, când apucă pe internet, umple internetul că păstorul de la poarta cerului nu-l lasă pe el să slujească duminica. Stau câteodată și mă mir, ce înțelege omul prin slujire? Sunt oameni care prin slujire înțeleg afirmare. Dragii mei, nu asta este slujirea. Vom vedea ce înseamnă slujirea. Îngăduiți-mi să vă spun astăzi, fie fiecăruia dintre dumneavoastră, slujirea este posibilă oricărui om. Ana era femeie și l-a putut sluji pe Domnul. Mai mult, Ana era văduvă. Știți, când adaug lângă femeie și văduvă, asta înseamnă mult. Asta înseamnă nu tu relații, nu tu sprijin, nu tu ajutor din partea cuiva. Femeie, văduvă și nu numai atât. Era și o femeie foarte în vârstă. Foarte înaintată în vârstă. Așa zice Scriptura. Eu nu zic la 84 de ani, dar zice Scriptura. Na. O femeie foarte înaintată în vârstă. Știți ce înseamnă aceasta? O femeie fără influență, o femeie nebăgată în seamă din cei din jur, probabil, și totuși Ana îl sluja pe Domnul. Cel ce apreciază slujirea noastră a fiecăruia este Domnul. Și aș vrea să înțelegem astăzi, fiecare dintre noi, slujirea lui Dumnezeu îmbracă diverse forme. Da, și asta este slujire, dar nu numai asta este slujire. Slujirea lui Dumnezeu îmbracă diverse forme. Dar în mod obligatoriu are formele astea pe care ne le pune Ana înainte astăzi. Post, rugăciune, care puse la oaltă, înseamnă închinare adusă Domnului. Slujirea înseamnă întâi închinare, apoi, dragii mei, slujirea înseamnă mărturie, pentru că uitați-vă ce spune cuvântul. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Asta este slujire închinare, mărturie și așteptare. Așteptare, ce fel de așteptare? Ce aștepta Ana? Și se adresa Ana tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Haideți să ne uităm pe rând. Întâi, slujirea lui Dumnezeu înseamnă închinare. Frați și surori, dacă închinarea noastră se limitează la ceea ce se întâmplă aici, în casa Domnului, mă tem că vom rămâne foarte dezamăgiți într-o zi. Închinarea noastră trebuie să însemne nespus mai mult. Uitați-vă ce spune Scriptura despre Ana. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Asta e închinare. O viață trăită în legătură cu Domnul. Știți ce înseamnă închinare? Să te silești să trăiești cum a trăit Isus. Să te silești să-L lași pe Hristos, cum spunea fratele Doru, să ia chip în tine. Asta înseamnă închinare. Să poți să te asemeni tot mai mult cu El. Și am stat anul acesta, sub acest deziderat, să trăim cum a trăit Isus. Și e drept să facem oarece evaluări și să zicem, Doamne, s-a schimbat ceva în mine în cele 363 de zile. Oare cine se uită la mine poate să zică că seamăn mai mult cu Hristos după 363 de zile? Și știi ce ai de făcut ca să semeni mai mult cu el? Cu cât petreci mai mult timp cu el cu atât te asemeni mai mult cu el. Asta e valabil și aici pe pământ. Uitați-vă, uitați, -vă, uitați -vă la oamenii care își fixează modele. Își fixează modele și peste ceva vreme nu mai vezi că se poartă, se exprimă ca și cel pe care l-au luat model, se comportă o atitudine ca și cel pe care și l-au luat model. De l-ai luat model pe Hristos în trăire, vei fi tot mai asemănător cu el de nu ți l-ai luat pe Hristos ca model, ci ți-ai pus alte modele în viața aceasta, vei fi asemănător cu modelele acelea. Dar vă rog fierbinte astăzi în numele Domnului Isus, nu uitați, slujirea lui Dumnezeu înseamnă închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinare. Și viața de închinare înseamnă viață de rugăciune, înseamnă viață de post, înseamnă viață de templu, pentru că și asta, sunt unii care nu consideră foarte important asta. Dragii mei, eu nu sunt aici ca să uh, oblic pe cineva să creadă ca și mine. Nu, nu de aceea sunt aici. Eu sunt aici ca să rostesc adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Cine vrea să primească cuvântul, să-l binecuvânteze Domnul. Cine nu vrea să-l primească, să-l binecuvânteze Domnul și pe acela. Dar ascultați-mă bine. Ana ne este lăsată ca model în Scriptură. A fost... Văzută de Domnul și folosită de Domnul ca martor important la nașterea lui Hristos, pentru că femeia aceasta a considerat că Templu, locul închinării e important pentru ea, postul este important pentru ea, rugăciunea este importantă pentru ea, prorocia era importantă pentru ea, adică să-l audă pe Dumnezeu vorbind. Acestea sunt valori care sunt legate de închinare. Cine crede că închinarea e așa, ceva care nu ne implică și ceva care nu ne obligă la niciun fel de efort, se înșală amarnic. Dacă cineva crede că este închinare care nu înseamnă niciun fel de efort, închinarea asta că stăm și așteptăm să ne aducă Domnul, și închinarea în noi și toate cele, ne înșelăm amarnic. Închinarea presupune efort. Închinarea presupune să dai. Închinarea presupune să te duci, închinarea presupune să faci. Asta este viața de închinare. Sigur că nu vorbim despre asta acum, dar vreau să vă aduc aminte, dragii mei. Slujirea lui Dumnezeu implică în mod obligatoriu închinarea. Doi, slujirea lui Dumnezeu implică în mod obligatoriu mărturia. Am ascultat îndemnul care ni s-a dat la ora de rugăciune, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri care nu-L cunosc pe Domnul. Și trebuie să vă spun că m-a copleșit un sentiment de vinovăție. Știți de ce? Aici ne vin bilete adesea în care suntem chemați să ne rugăm pentru fiul meu care nu este întors la Domnul, să ne rugăm pentru el. Și într-adevăr ne rugăm atunci, seara. Și după aceea biletele acelea dispar și vin altele. Și uităm. Și am stat și am zis, Doamne, câți oameni în Biserica Poarta Cerului în anul acesta au venit cu oful lor și cu dorința lor de a-i vedea pe cei dragi ai lor mântuiți și noi ne-am rugat întreacăt și m-am simțit vinovat și mi-am cerut iertare de la Domnul. Ar trebui să stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor dragi ai noștri. Să stăruim, să simțim unii cu ceilalți, dar nu numai atât. Asta ar presupune să folosim gura pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să vestim altora despre Domnul. Nu vi se pare ciudat? Sunt oameni care tac din gură, ei n-au mult de spus. Ei zic așa unii, eu las să se vadă în mine că eu trăiesc cum a trăit Isus și să vorbesc mai puțin, oare? Oare? Nu credeți dumneavoastră că într-o zi ne vor osândi colegii aceia care vin lunea la servici și vorbesc câte două ceasuri despre meciurile de duminică și noi stăm și tăcem. Că noi nu avem despre ce să vorbim și despre ce să mărturisim. Ba da! Noi îl avem pe Mântuitorul și când Ana l-a descoperit pe Mântuitorul, când Ana și-a dat seama că Mântuitorul a fost adus la templu, s-a dus și pe câți a cunoscut că așteaptă Mântuirea, s-a dus repede și le-a spus, a venit Mântuirea lui Israel. Asta înseamnă o viață cu semnificație. O viață care slujește și slujirea înseamnă închinare și slujirea înseamnă mărturisire și slujirea înseamnă și așteptare. Da, așa trăiesc credincioșii, într-o așteptare permanentă. Alina Țița aș recita astăzi și unul dintre versurile ei zice așa, cu inima la ușă și ochii în depărtare. Doamne, ce bine ar fi să ne trăim viața așa. Dar lăsăm inima noastră să facă rădăcini adânci aici. Lăsăm inima noastră să se înrădăcineze aici și vai vom fi dezamăgiți într-o zi pentru că pe acestea, pe toate le suflă vântul, se duc. Unul singur rămâne, Dumnezeu de ne vom ancora viața în Dumnezeu, de vom face din viața noastră o viață de slujire înaintea lui Dumnezeu, va fi ferice de noi. Viață cu semnificație? S-a dus 2013, nu știu cum, Dumnezeu știe cum s-a dus în dreptul fiecăruia dintre noi, dar viața cu semnificație înseamnă viața în care îl aștepți pe El, aștept să vină. Aștept să lucreze în viața ta. Și viața cu semnificație după lecția lui Simeon este viața în care îl găsești pe Hristos și îl ții la pieptul tău. Și viața cu semnificație este viața pe care ți o trăiești slujindul pe el. Doamne, în a 363-a zi a anului 2013 te rugăm fă înțelepți. Ca să putem să trăim viața noastră cu semnificație. Asta e tot ce contează, dragii mei. Asta e tot ce rămâne. Era o cântare veche, se cânta la înmormântările din copilăria mea. Auzeam la înmormântări cântarea aceasta care spunea Asta rămâne, nu veștejește. Ce ai făcut pentru Isus va sta. Slujirea lui Dumnezeu, asta rămâne. Postul tău rămâne, rugăciunile tale rămân, așteptarea ta după el va fi împlinită într-o zi, mărturia ta rămâne. De aceea, de vrei să străiești viața cu semnificație, chiar dacă n-ai o clepsidra vieții, chiar dacă nu știi cât mai ai de trăit, de mai ai o zi, trăiește-o slujindul pe Domnul. De mai ai un an, trăiește-l slujindul pe Domnul. De ai mai mult trăiește-i slujindu pe Domnul. Și ascultă-mă bine, de vei face așa, n-ai să regreți. Ba din potrivă, te vei bucura veșnic. Doamne, ai milă de noi, de toți. Și ne ajută să trăim slujindu-ți ție. Amin.